Domnule Daniel Stanciu, în primul rând vă mulțumesc că ați acceptat să stăm de vorbă și vă asigur că multă lume așteaptă această discuție cu dumneavoastră. Suporterii echipei FC Argeș sunt competenți, există o doză de competență, de experiență care vine din trecut, sunt orgolioși. Și, sigur, o parte dintre ei sunt mai mult decât exigenți, sar și calul, critică exagerat, uneori și insultă, dar cert este că vor informații și aici au dreptate. Și iată, dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți de director executiv, le puteți oferi aceste informații. Și aș vrea să intrăm direct în subiect. Ce-i doare pe oameni, văd ce discută pe Facebook. Spuneți-ne ce se va întâmpla cu echipa în acest sezon. Avem sau nu avem șanse pentru play-off? Riscăm cumva? Suntem acum, mă rog, la o palmă de zona roșie a clasamentului. Cam asta ar fi formularea primei întrebări și nu trebuie să fiți neapărat optimist, trebuie să fiți neapărat realist. Cu siguranță. În primul rând vreau să vă mulțumesc și eu pentru șansa de a dialoga cu dumneavoastră. Știu că acest dialog vine un pic cam târziu, l-am tot amânat din diferite motive. Aveți perfectă dreptate și pe noi ne interesează, cei de la club, ne interesează o comunicare. Comunicarea e principalul drum pentru a crea un club profesionist, un club în care să bucure de reușite împreună cu suporterii adevărați a echipei și mi se pare o chestie logică și sunt de acord și cu ideea dumneavoastră că suporterii celor de la FC Argeș sunt diferiți. Pentru că sunt pretențioși și este normal, pentru că istoria apasă, istoria lui FC Argeș, începând, sau nu știu, înseamnă Dobrin și asta spune foarte mult și atunci e normal. De multe ori, de când eram copil, spune, dacă l-ai văzut pe Dobrin jucând, atunci e greu să-ți mai dorești ceva din fotbal. Iar noi suntem, vrem, nu vrem, suntem urmașii lui Dobrin și trebuie să arătăm că jucăm fotbal. Este corect, dar aș face o remarcă aici. Prin prilejul că ați ridicat mingea, dacă vreți, Dobrin, pe lângă calitățile sale fotbalistice, era și un om de mare, mare caracter. Eu l-am cunoscut, era modest, era, cum să zic, elegant, știa să vorbească, când să vorbească, cum să se poartă. Ar fi un exemplu de caracter pentru acei suporteri despre care vorbeam mai înainte, că uneori s-ar cal. Este foarte adevărat. Și eu am avut privilegiul să-l cunosc pe marele Gicu Dobrin. Chiar am petrecut multe momente împreună. El era un suporter al Naționalei Ziariștilor. Am fost capitan și antrenorul Naționalei Ziariștilor. Și era unul dintre, să zicem, consilierii sportivi și era foarte apropiat de noi în perioada respectivă. Clar că Dobrin, pentru noi care l-am cunoscut sau l-am apucat eu mai puțin să joace, l-am văzut jucând, reprezintă ce reprezintă Pele pentru Brazilia sau pentru întreaga lume. Dar și ce a reprezentat de fapt Pele. Dar ideea e că Dobrin este un cult, este de fapt, cel puțin așa cum o percep eu, este de fapt principala emblema acestui club, acestui oraș, acestui Corect. Județ. Și ar trebui să-l promovăm mult mai mult. Ar trebui ca jucătorii care vin, sportivii care vin la FC Argeș acum și în viitor, pe lângă istoria pe care o facem despre clubul din prezent, ar trebui să istoria pe care trebuie să o povestim la ce reprezintă FC Argeș în fotbalul românesc,
trebuie în primul rând să-l cultivăm pe Dobrin și ce a însemnat el și ca om, nu numai ca sportiv, ce a spus dumneavoastră, pentru că indiferent cât de bun sportiv sau de bun profesionist ai fi, dacă nu ești această performanță, să spun, sau această calitate, dacă nu este dublată de caracter, e foarte greu să ajungi un idol, ceea ce corect. A fost... Ne luăm cu vorba, dar să revin la acele întrebări foarte precise și foarte grele, să știu. Da. Îmi dau seama că sunt întrebări grele. Ce facem anul ăsta? Da, e un sezon foarte greu. Au fost lucruri bune și lucruri mai puțin bune care s-au întâmplat începând de la din vara trecută. Încercăm să ne punem pe picioare, să construim o echipă și un lot competitiv. E adevărat că am plecat la drum cu niște proiecte îndrăznețe. Bine, erai și obligat în condițiile care în sezonul trecut ai terminat pe locul 6, ai accesat play-off-ul și ai terminat pe locul 6, bineînțeles că nu puteai să-ți dorești mai puțin. Însă s-au schimbat, au fost foarte multe schimbări, poate strategia a fost un pic riscantă, încercăm să corectăm aceste lucruri, este sarcina staff-ului tehnic. Puteam să-ți spun până în decembrie că și a managerului sportiv Jean Vădoi, dar cum bine știți el... La final, când s-a întrebat campionatul, după data de 19 decembrie, a ales să întrebă și el colaborarea cu noi. În momentul ăsta, sarcina, din punct de vedere sportiv, legat de lot, aparține întregime staff-ului tehnic și încercăm, ce spuneam mai devreme, să construim o echipă care să ne ducă cât mai sus. Da, rămâne același obiectiv de a intra în play-off, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți și că suntem aproape de, așa cum numează dumneavoastră, zona roșie, ceea ce e corect. Da, intuitiv, dumneavoastră, ce credeți? Vă cer pur și simplu o părere obiectivă, dincolo de ce ne... Vă dați seama că făcând parte din colectivul acestui club, nu-mi doresc decât ca FCAG să performeze. Mi-aș dori, sper și cred, am încredere în oamenii care sunt acum și se ocupă de aceste decizii sportive, că vom reuși să obținem mult mai multe puncte și să urcăm cât mai mult în clasa mea și de ce nu să accesăm și play-off. Se fac schimbări în lot. Unii, da, ca într-o reclamă, unii vin, alții pleacă. Comentați un pic, în baza a ceea ce știți despre cei care vin, cei care pleacă, mă rog, sigur că da, cu tot respectul nostru, le veți mulțumi, le vom mulțumi, ne interesează cei care vin. Anul trecut au venit dintr-o dată foarte mulți. Dintre ei, după ce jocurile i-au cernut, au rămas puțini, extrem de puțin. E o problemă de adaptare. Întotdeauna e o problemă de adaptare și nu numai la sportivi, ci în general ne lovim de acest aspect. Au venit foarte mulți jucători, nu toți au confirmat. Nu pot să spun că sunt jucători slabi, dar cred că termenul corect ar fi că nu toți s-au integrat în planurile tactice ale celor doi antrenori pe care i-am avut până în acest moment, mă refer la Andrei Prepeliță și Marius Coitoru, care ei au condus staff-urile tehnice. Și bineînțeles că ei sunt Andrei în vară și acum Marius sunt principalii oameni care decid transferul și fac alegerile respective. Dar în momentul ăsta am încercat să aducem jucători care, din punctul de vedere al staff-ului, așa cum a fost stabilită ca strategie de transferuri, la sfârșitul decembrie, să vină jucători care să-i considerăm jucători titulari, primul 11, pentru că dacă aduci jucători titulari, asta înseamnă că în mod teoretic ar trebui să fie peste cei care îi avem în acest moment titulari în primul 11. Marius împreună cu staff-ul lui i-a ales pe acești jucători care au venit și vor continua să mai vină, să completeze lotul și, bineînțeles că cred că vom fi mult mai puternici decât am fost. Nu că am fost noi foarte puternici în jumătatea asta de campionat, dar cu siguranță cred că e vorba și de schimbarea strategiei de joc.
Cred că ați văzut încă de la venirea lui Marius Coritoru, echipa a încercat să joace altceva. Să joace aproape de ceea ce se joacă în Europa, adică un fotbal mult mai modern, combinativ, pe construcție, și atunci aveai nevoie de astfel de jucători. Avem garanția staffului că jucătorii care au venit sau vor veni au aceste calități și să aducă oarecum bucurie, pentru că e foarte importantă victoria, cel puțin din punctul nostru de vedere al celor de la club, avem nevoie de puncte, dar ne interesează foarte mult și acest aspect al spectacolului, pentru că spectacolul îți atrage cât mai mulți spectatori. Și oarecum FC Argeș, cel puțin de cât sunt eu aici, a suferit în zona asta de public. Adică înainte vedeam la televizor sau vedeam live, că am mai venit să văd jocuri la Pitești, vedeam un stadion plin. Și asta ne dorim, dar pentru a realiza acest lucru avem nevoie de rezultate, avem nevoie de spectacol. Eu văd niște nume interesante, nu-mi spun nimic deocamdată și aș fi curios ce vă spun dumneavoastră. Iată, Lucas Brandon a fost legitimat ultima oară la Ho Chi Minh în Vietnam. Înainte de asta jucase însă 5 ani în Portugalia, la niște, într-adevăr, cluburi cu nume, Portimonense, Coimbra și așa mai departe. Mimito Biai, fost internațional portughez, Under 19 și Under 20, original din Guinea Bissau. Știți ceva despre ei, despre ceilalți? Sunt, mă rog, nu știu cum să mă exprim, că nu trebuie să îi deranjăm nici pe ei, nici pe cei care i-au adus, dar în același timp... Lor nu spune mare lucru, adică istoricul lor nu îi recomandă la un anumit nivel. Acum trebuie să fim conștienți că noi, ca țară fotbalistică, suntem undeva, să zicem, în lumea a treia. Mm-hmm. Adică nici nu putem să aducem jucători. Am încercat această variantă cu clubul, mă refer, nu eu. Da. Dar am încercat această, vorbesc în numele clubului acum, această variantă cu jucători francezi. Cred că nici Garita nu spunea mare lucru, nici Engiche nu spunea mare lucru. Sunt jucători care au confirmat, jucători care încă mai au posibilitatea să confirme, sau alții care încă n-au confirmat. Cred că în momentul când alegem un jucător, nu noi, în general, profesioniștii din fotbal gândesc din punct de vedere strategic, adică au în minte o strategie, un anumit sistem de joc, văd anumite calități la jucătorii respectivi și atunci oarecum să integreze în acest sistem. E acea rotiță care teoretic lipsește. Deci cei care au venit și vin, mai vin cât sunt noi? Cred că mai vin 2-3 jucători maxim. Ei sunt, cum se zice pe românește, pe sufletul lui Marius Coritoru, că da, de asta pe îi aduce. Sufletul sistemului pe care vrea să-l exact implementeze Marius Coritoru, sistem de joc. Ceilalți care au fost, între care unii au plecat sau vor pleca, au fost pe sufletul lui Andrei Prepeliță. Da, el i-a văzut la momentul respectiv. Acum, știți cum e, lucrez cu oamenii, nu întotdeauna nimeresc 100% din transferul. Eu am lucrat și în zona asta de impresariat sportiv, da, și atunci am cât de cât o experiență și știu că în momentul când faci, nu știu, să zicem, 50-60% din jucători ți-au confirmat, pot să consider că e o perioadă, o campanie de transferuri reușită. V-am spus, depinde foarte multe lucruri. Și eu am activat în străinătate și adaptarea mea, adică am simțit-o pe propria mea piele, n-a fost ușoară într-o țară străină, cu altă cultură, o altă filozofie de viață. Lucrurile nu sunt totdeauna, nu e matematică, fotbalul nu e sigur matematică. Dar bineînțeles că aici ține de alegeri și ține de calitatea celor care desemnează jucătorii, care sunt câștigători, să spun, la acest transfer, să se integreze cât mai repede și să dea rezultatele. Marius Coritoru are prenumele unui antrenor inspirat, care știe da, să... Da. Bine, era un istoric jucător interesant, pentru că el a fost director sportiv la FC Botoșani în prima fază, cu niște transferuri reușite. Și a demonstrat calități de antrenor și bineînțeles că avea și această subordine și
acest departament sportiv și legat de scouting-ul echipei. Sunt jucători pe care el la unii dintre cei pe care sau dintre cei care au venit sau vor mai veni în această perioadă, sunt jucători pe care el îi urmărea. Adică în momentul când a venit la FC Argeș, am spus, am pentru la iarnă 2-3 jucători. Unii au apărut pe parcurs, bineînțeles că a fost o listă destul de lungă. Sunt jucători pe care agenții care au lucrat ne-au propus și care au lucrat cu FC Argeș și înainte. Unul este Mario Felgueiras, cred că are 2 jucători în această iarnă transferați la FC Argeș. Și este cel care l-a adus pe Malele, adică are o colaborare, să spun eu, destul de bună cu FC Argeș. I-a propus, a urmărit, a venit cu foarte multe date, Marius a cerut foarte multe date, ne-a arătat și nouă, dar până la urmă așa a fost înțelegerea și așa mi se pare corect, în lipsa unui manager sportiv în momentul de față, ca cel care conduce staful tehnic să ia și decizia 100% în privința oricărui jucător care vine sau pleacă. Pentru că e foarte greu ca eu sau altcineva din afară să propun un jucător atâta timp când nu este sau nu intră în planurile tactice ale antrenorului, atunci va fi foarte greu. Marius Cuitoriu este un antrenor extrem de pasional, adică pune extrem de mult suflet, pare că își dedică întreaga viață. Am să vă rog să-l caracterizați și dumneavoastră. Nu o să vă întreb frontal cât credeți, cât nu credeți, pentru că veți fi politicoși și veți spune că, mă rog, credeți foarte mult în acest antrenor. Aș formula așa. Sunt șanse ca dumneavoastră, împreună cu Marius Cuitoriu, să formați o echipă care să dureze o bună perioadă de timp în așa fel încât să lăsați o urmă importantă la FC Argeș cândva? Vă dați seama că îmi doresc, nu e important, important cred că cel mai important, adică cel mai important personaj în toată ecuația asta este Marius Cuitoriu, pentru că el definește strategia sportivă și filozofia echipei, filozofia de joc, filozofia de exprimare, filozofia performanței. În momentul când a fost ales Marius Cuitoriu, s-a mers pe varianta cu ceea ce a făcut el în cei 3 ani la Botoșani. Adică era o echipă care juca un fotbal foarte plăcut, o echipă care propunea în fiecare sezon jucători interesanți, jucători care au făcut obiectul unor transferuri importante din punct de vedere financiar, adică transferurile făcute de Botoșani au contribuit cu peste 40-45% din bugetul clubului în cei 3 ani. Adică, cred că asta era un moment de, să zicem așa, de cumpănă al clubului și trebuia să avem o identitate și o filozofie. E clar că ne dorim să construim o echipă din ce în ce mai bună, dar până la urmă, sau în primul rând, trebuie să găsim momentul ăla zero. Adică să avem un schelet și încercăm să punem câte o cărămidă în fiecare perioadă de asta de transferuri sau din 6-6 luni, să ajungem la un moment dat, într-un timp relativ scurt, să fim o echipă care să facă performanță. Dumneavoastră, stabilă din punct de vedere al performanței. Dumneavoastră, profesioniștii, aveți poate o atitudine un pic mai seacă, mai formală. Dar și eu și suporterii suntem curioși. Cât timp vorbiți despre fotbal, de pildă, cu Marius Cuitoriu? Cum vă îl înțelegeți dumneavoastră pe el? El vă înțelege pe dumneavoastră? Aveți o bună comunicare? Vi se pare că, mă rog, se creează o altă simbioză? Poate de ce a fost, sigur, nu vreau să ne referim la trecut. Dar mi se pare normal, adică în momentul în care s-a mers pe varianta Marius Cuitoriu, adică toată lumea l-a agreat din club, adică toată lumea a fost ok. I s-a explicat care sunt dorințele sau doleanțele clubului, ce își dorește clubul în viitorul apropiat. El a venit și a spus, uite, asta e filozofia mea, asta e metoda mea de lucru, adică au fost niște lucruri care au fost stabilite inițial. Clar că pe parcurs pot interveni tot felul de situații, să zicem, un pic mai tensionate. De exemplu, după jocul cu Mioveni, nu? Acel final nefericit pentru noi, vă dați seama că nu toate lucrurile au fost ok, dar am stat, ne-am calmat, ne-am așezat și am încercat să găsim niște explicații și să vedem ce putem face să nu mai
să fii mai bun. Dar chiar așa, ce s-a întâmplat la meciul cu Mielu? Păi ați văzut și dumneavoastră, e greu de spus. Am avut o repriză a doua foarte, foarte slabă. Nu pot să spun că am fost surprins de reacția celor de la Mioveni, cât am fost surprins de reacția pasivă a echipei noastre. Poate ne-am crezut prea devreme învingători. E un cumul și de neșansă, pentru că uitați-vă numai la golul 2, cum vine pe o serie de da. Un foul care nu trebuia făcut undeva la jumătatea terenului, două indecizii în zona careului nostru, jucători lăsat de marcat care în fața careului de 16 metri, care se trezește singur cu mingea și încearcă să dea la poartă, autogol și așa mai departe. A fost un cumul de factori nefericiți așa care au condus pe un rezultat pe care cred că nimeni nu l-a anticipat la sfârșitul primelor 45 de minute. N-am reușit să ne distanțăm. Cred eu că a fost aici o problemă de mentalitate pe care întreg fotbalul nostru are, dar noi nu răspundem de fotbalul românesc, răspundem de ceea ce se întâmplă la FCA. Și bineînțeles că vina ne aparține nouă în totalitate, adică și a staffului tehnic și a conducerii, pentru că trebuie să insuflăm jucătorilor și sportivilor clubului că mentalitatea e cel mai importantă. Și aici lumea, cum spunea și dumneavoastră la debutul discuției noastre, lumea își dorește performanță. Pentru că a fost obișnuită cu performanța în anii trecuți și a fost acea pauză mare și suntem obligați. S-a rupt un pic istoria clubului. S-a rupt, dar totuși în toată perioada asta de ruptură, să spunem, FCA și-a produs atunci când a activat, cu excepția celor ani când a dispărut, a produs jucători, adică a dat jucători pentru fotbalul românesc și pentru echipa națională. Să vă pun o întrebare un pic naivă, dar cred că suporterii ar aprecia. Noi avem un lot de jucători care sunt mai mult mercenari sau sunt totuși conștienți că trebuie să pună și suflet, că trebuie să aibă și inimă pentru echipa asta. Se creează acel spirit, s-a creat, se va crea, ce se va întâmpla? Da, din punctul meu de vedere, cred că asta e o mare problemă. Și e o mare problemă. Repet, mă refer doar la ceea ce se întâmplă la noi la club. Cred că în momentul când aduci foarte mulți jucători din afară, fie că e vorba de români, nu mă refer la afara Greciei, și de jucători români din altă zonă. Adică trebuie să rupem acea barieră că ei vin doar să câștige bani. Adică de multe ori în discuțiile care le-am cu jucătorii spun, da, eu vin pentru că vreau să câștig sau am un contract, nu mă interesează de rezultat, eu vin, muncesc, vreau să mă plătești. Ok, ei trebuie să înțeleagă că în momentul când semnează un contract, adică încearcă să depună toate eforturile, din toate punctele de vedere, să câștige meciul, să aducă bucurie suporterilor și bineînțeles să muncească, să-și merite acei bani. Dar cine discută cu ei, domnule Daniel Stanciu? Păi, cine în sunt? În ultima perioadă sunt și eu implicat în aceste discuții și încerc să trecă. Cred că și asta a fost o problemă în anii trecuți, că de comunicare. Adică dumneavoastră sunteți licențiat în psihologie și știți că un factor important în performanță, în obținerea performanței, e factorul psihologic. Și atunci, cred că aici avem o problemă care trebuie reglată. Dar și acest lucru, ca și construcția unei echipe, nu se face după o zi pe alta. Adică e foarte greu să ai o discuție de 5 minute cu jucători și cu sportivi și să spui după aia. Este corect. Sport. Însă am văzut o exprimare, nu mai știu în ce context, dar am văzut-o de curând. Ceva de genul, nu știu dacă parcă la Garita se referea, dar poate mă înșel. Cineva a zis, cred că s-a integrat, mi se pare că a venit și soția lui, mi se pare. Totuși există cineva care să țină legătura, să simtă starea de spirit a jucătorului, ce face el acasă, ce anturaj are, dacă și-a făcut prieteni, dacă s-a adaptat, etc., etc., sau sunt lăsați pur și simplu să fie motivați de bani, de contract și atât. Cred că întrebarea e un pic grea, dar sunt tare curios. Înțeleg ce vreau să spuneți. Da, lucrăm. Am spus mai devreme, lucrăm la zona asta. Nu știu ce a fost înainte, e clar că a fost o problemă aceasta de comunicare.
și de a ajuta jucătorul, fie că e străin sau român. Iar un român are șanse mai mari de adaptare, dar cluburile de afară profesioniste pun accent pe zona asta de adaptare cât mai rapidă a jucătorului. Și nu trebuie să punem și noi? Ba da, păi de asta am spus că lucrăm. Adică am lucrat, am fost agent și știu foarte bine că sigur. Mutam jucători din România în străinătate și atunci imediat clubul îi punea un translator, un profesor care să adapteze, să învețe cât mai... De pildă, acești doi băieți, Brandon și Mimi Tobiai, îmi place foarte mult. Deci de-abia aștept să-l văd jucând, îmi place numele asta, Mimito Biai. Unde vor locui? Ce se va întâmpla cu ei? Cum? Surprinzător, asta spuneam, că lucrăm. Acum chiar am desemnat un om care se ocupe personal, le-a căutat apartament. De exemplu, Zebici s-a și mutat, a venit direct. Bine, știți foarte bine, el a semnat în decembrie. Dar l-am ajutat, i-am pus la dispoziție și el a venit direct, s-a mutat în nou apartament. Mimito și-a găsit apartament în 48 de ore. Și-a găsit el? L-ați ajutat? Am desenat o persoană din cadrul clubului care să-i ajute din punctul ăsta de vedere, ca să treacă repede peste aceste formalități de da, lui cine îi va face curat? Cine îi va face mâncare? El cu cine va discuta când... Când va fi cu cineva, vine cu soția, nu vine. Acestea sunt lucruri. Unii dintre ei sunt căsătoriți sau au prieteni și atunci v-am spus că am desemnat o persoană din cadrul grupului, pentru că asta am văzut în primele 6 luni ai mei aici la Pitești că avem o problemă de adaptare și le-am și cerut celor din club să fie deschiși oricând, la orice oră, pentru a ajuta jucătorii străini în special. Drumul de la locul de cantonament, de cazare, pentru că în primă fază s-au cazat la hotel unii dintre ei și atunci se aducă la stadion, de aici se ducă la masă, se ducă înapoi acolo, se ducă în oraș dacă au nevoie de ceva, adică să fie disponibil în această perioadă de destul de dificil așa pentru ei, pentru că e vorba, spuneam, de o schimbare aproape în totalitate. Le trebuie și lor prieteni, le trebuie un mentor, un soi de diriginte care să-i coordoneze un pic, să-i orienteze în spate. E din scurt, dar v-am spus, e deja desemnat o persoană în zona asta. E din scurt pentru că am început cu acea perioadă de semi-cantonament, cu 2 antrenamente pe zi, cu program strict de masă, prânz și seara. Și e foarte greu. Și atunci, neavând nici timpul necesar să caute apartamente, le-am pus la dispoziție. Da. Și atunci a venit, i-a luat cineva cu mașina, s-au văzut și aleg ei din, văzând pe site-uri apartamentele respective, locațiile respective, și atunci își aleg ei 2-3 locații și încercăm să urgentăm această translație. Am observat că acum în perioada de pregătire multe cluburi au plecat în Antalya, îi vedem la televizor, filmați pe aeroport. Aveți un pic de invidie în sensul că alții se pregătesc în străinătate și FC Argeș a rămas acasă? Probabil că puține echipe sau nu știu, spuneți-mi dumneavoastră, câte echipe rămân acasă? Sunt 4, e Faro, FC Argeș, Craiova 1948 și Mioveni. Da, am considerat că timpul era foarte scurt. Aveam aceste mutări de făcut de a renunța la festival dintre jucători și a aduce 5-6 jucători noi. Aveam nevoie de, vă dați seama, viza medicală, semna contracte, adică pierdeai 2-3 zile. Din cele 9 zile de cantonament, deja era foarte greu. O zi o puneai pe drum. Deci rămâneau câteva zile de adaptare. Acesta este argumentul pentru care am rămas acasă. Este unul dintre argumente. Apoi am considerat că vremea fiind foarte bună, ne permite să stăm aici. Plus erau acele probleme dacă am fi venit. Intram în ultimele zile de pregătire premergătoare primului joc. Trebuia să mergi cu jucătorul să-și caute apartament. Adică era un pic distras. Dar ei, jucătorii, și-au dorit să facă parte pregătire? De obicei, jucătorii nu-și doresc cantonamentele. Cantonamentele sunt, să zic, perioada cea mai grea. În afară de faptul că sunt 2 antrenamente care sunt în perioada asta mai mult bazate pe partea fizică, de parte de familie nu este ușor. Deci nu sunt adevărat, că cred că au primit destul de bine lucrul ăsta. Vor fi meciuri de pregătire interesante? Nu cred că o să avem un singur meci de pregătire, pentru că
asta a fost dorința stafului tehnic de a lucra foarte mult tactic. Adică v-am spus că Marius Păritor a venit cu altă filozofie și acum e momentul să o implementeze și să echipa să arate... Și o să o implementeze? Ce credeți? Ce intuiți? Ce spuneți? Ați fost la... Vă duceți la antrenamente. Da, ce, da, da. Ce vedeți acolo? Păi ce se întâmplă? Văd că se lucrează. Bineînțeles că văd că se lucrează pe zona asta. Acum, știți cum e, că nu spuneam mai devreme, nu e matematică. Își dorește foarte mult. Cred că trebuie... M-ați întrebat de o relație apropiată așa între conducerea clubului și stafful tehnic. Cred că mai important e în momentul ăsta relația între stafful tehnic și jucători. Uh-huh. Adică jucătorii să perceapă imediat, să înțeleagă ceea ce cere antrenorul sau antrenorii, ceea ce dorește să joace antrenorul și atunci ei să se plieze rapid în zona asta. V-am spus, calitățile lor, chiar dacă nu sunt unele ieșite din comun, sunt apropiate de ceea ce și-a dorit stafful tehnic. De asta au și fost aleși. Respective dintr-o listă destul de... Vă întreb pentru că eu nu-mi permit, sigur că da, să critic, să-l critic pe Andrei Prepeliță, dar dacă observasem ceva este că sub mandatul lui la un moment dat se instalase plictiseala. Un soi de blazare, chiar și în pregătirea din vară, din Austria, am simțit un pic blazați. Și întrebarea ar fi dacă acum simțiți un alt fior, o altă mobilizare, o altă mentalitate. Am încercat, în ultimele două luni am încercat să schimbăm ideea asta, că ce spuneam și mai devreme, adică un jucător n-a venit doar să semneze un contract și atât și este indiferent de rezultat. Am încercat și în discuțiile mele cu grupul de jucători să le explic că ei fac parte dintr-un proiect. Adică în momentul în care au venit, au semnat pe un contract, au și niște îndatoriri. Îndatoririle sunt aceea de a face performanță, aducând bani la club, la asociație și din acei bani să plătesc salariile, bonusurile, deplasările, vitaminizarea. Adică oarecum noi depindem de performanța acestui grup, din punct de vedere al bugetului. Cu cât urcăm în clasament, cu atât avem bani mai mulți de primit de la televiziune. Adică de exemplu, aducem un jucător și dăm o anumită sumă de bani, suma respectivă cerută de către jucătorul respectiv, dar sub condiția teoretică, pentru că noi putem pune în contract, că nu permit regulamentele FIFA, de a marja la performanțele echipei. Adică, domnule, vii ca titular, dar uite, trebuie să obținem performanța asta. Și oarecum să-i conștientizăm. Adică, domnule, trebuie să pun umărul la îndeplinirea obiectivului. Adică, nu e... V-am spus asta, e un lucru care mă deranjează foarte mult ca mentalitate în fotbalul românesc. Noi am semnat un contract și trebuie să-mi primesc salariul. Nu, am semnat un contract și trebuie să muncesc. Ca orice om care se duce să muncească, semnează un contract indiferent de jobul pe care îl are, trebuie să ducă să muncească. Să muncească, să-și dorească glorie, să-și dorească aplauze din tribună, da, să-și dorească respectul general, publicului. La un job, mă duc la servici să-mi fac treaba. Da. Adică trebuie să mă duc să fac ceva. Adică ai, e adevărat că diferă de job, dar de obicei ai o normă de realizat zilnic, săptămânal, lunar. Adică sunt niște lucruri care trebuie să le îndeplinești. În momentul când nu faci față, bineînțeles că rămâi fără acel contract. Lucrurile sunt diferite datorită sau din cauza regulamentelor care sunt mai mult în favoarea jucătorilor, regulamentelor FIFA, regulamentelor sportive, dar cred că trebuie lucrat, cum spuneați și dumneavoastră și ați remarcat foarte bine, din punct de vedere mental, psihologic, pentru că acolo cred că avem o problemă și nu numai la FC Argeș. Adică trebuie să știe un jucător când vine, fie că e străin, fie că e român, când vine la FC Argeș, trebuie să știe că aici trebuie să facem performanță. Adică să fac niște eforturi pentru a plăti acele salarii. Nu sunt banii undeva pe stradă și trebuie să-i cărăm noi cei din club, îi cărăm din stradă în club și să le dăm jucătorilor. Adică trebuie să știe că trebuie să depună un efort. V-am spus, am avut foarte multe discuții sau multe răspunsuri de genul: dom'le, eu am venit la antrenament, eu m-am antrenat. Zic, ok, și eu pot să mă antrenez aproape cot la cot cu voi, dar nu pot să încasez același salariu. Adică nu-i de ajuns. Nu e nevoie, toată lumea se antrenează. Adică nu cred că e vreun jucător care nu se antrenează. Mai mult sau mai puțin. Adică e prezent la antrenament.
Pe noi ne interesează performanța. Corect. Știți foarte bine că avem o problemă din lista de 25, nu putem înscrie pentru că nu avem jucători formați de club. Avem, noi suntem undeva în zona de 22 de jucători pe care îi putem trece. Avem un număr de români pe care minim trebuie să-i punem pe acea listă și atunci concurența este foarte mare. Din păcate, vedeți că lucrurile, nefiind o țară foarte bine dezvoltată din punct de vedere organizatoric al performanței, adică a unui club să facă performanță, în momentul ăla selecția se face așa cum se face în fotbalul românesc. E greu să schimbi mentalități de pe o zi pe alta și să transformi. Am tot spus asta, e ca o poezie pentru mine sau ca o lozincă așa. Avem nevoie de departament de scouting, printre alte departamente la care să lucreze profesioniști. Avem nevoie de o garanție, pentru că departamentul de scouting, dacă vorbim de transferul de jucători, îți dă o garanție să semnezi un jucător, să mai să riști cu el cu 2-3 ani. De asta foarte multe cluburi semnează un jucător pe un an și riscă să-l pierdă. Adică, nu știu, aduci 10 jucători, îți confirmă 2. Din păcate nu-i semnezi decât pe un an, că ți-e frică, pentru că procentul este foarte mare al celor pierderilor, să spunem așa. Dar poți da lovitura cum... Și pe cea deci cred că are un exemplu elocvent în această situație cu Malen. Uh-huh. Un jucător pe care l-a semnat foarte mult, pentru că nimeni nu a garantat în momentul respectiv că Manele poate să fie un jucător care să evolueze, merită semnat. Probabil că același lucru și acum cu Garitari. Garitari s-a semnat pe 2 ani. Dar, de exemplu, avem, adică, contra exemplu, avem ceilalți jucători, nu, care n-au confirmat și au tot 2 ani. Adică mai au un an jumate de contract și unii dintre ei nu vor să plece legându-se de acest contract. Și atunci... Îi veți convinge până la urmă? Încercăm, face toate eforturile, vă dați seama. Nu cred. De asta spun că, din punctul meu de vedere, având o experiență în zona asta a transferurilor, cred că important e mentalitatea jucătorului. Un jucător care își dorește, în primul rând, să vină undeva să joace și, în paralel, bineînțeles, să fie răsplătit din punct de vedere financiar, dar își dorește să joace. Atunci un jucător are o problemă în momentul când vine și spune: dom'le, eu am contract, nu mă interesează. Îi spun: ok, nu vei mai juca, nu mai ești în grațiile antrenorului sau nu mai ești pe lista pe care o trimitem a fotbaliștilor cu drept de joc în Liga 1. Dar nu mă interesează. E, atunci e o problemă. Corect. Apropo de plecări, a fost de acord Marius Fluitoru, dumneavoastră, cum apreciați dumneavoastră? Ați fost de acord cu plecarea lui Ișman? Da, la un moment dat, pentru că, în primul rând, Ișman și-a dorit foarte mult. Cred că ați văzut și zile trecute declarația lui la prezentarea la Cluj, că negociate, adică era o tatonare așa de peste 2 ani de zile cu acest transfer la Craiova. A fost și dorința jucătorului. Trebuie să conștientizăm că noi suntem o asociație. Încercăm să construim un buget din sponsorizări, din acel plan de proiect pe care îl avem cu primăria, unde acei bani care vin la primărie reprezintă undeva în jur de 25% din total buget, din drepturi TV. Trebuie să intre și pe piața de transferuri, pentru că atunci ești un jucător important și e un club atractiv pentru fotbaliști. Uh-huh. Își doresc să vină la FC Argeș și că știu că jucând bine vor avea șansa să plece în condiții mai bune în altă parte. Am încasat o sumă importantă. Per total, contract, încasăm o sumă importantă. Eu zic că, nu știu, cred că mi-aduc aminte, mutul cred că a fost undeva la 600 de mii și Neaga 6 sau 900 de mii de dolari. Adică, cred că intră în galeria jucătorilor. Este corect. FC Argeș și pe o sumă importantă. Dacă ar fi să punem într-o balanță ce e bine și ce e mai puțin bine la club, din punct de vedere organizatoric, din punct de vedere al atmosferei, din punct de vedere financiar, etc. Ce am pune la pozitiv și ce am pune la negativ? Am pune zona financiară, pentru că există un echilibru în ceea ce privește cheltuieli, încasări și cheltuieli. Suntem într-o zonă safe acolo și ăsta este meritul și conducerii, pentru că n-am dorit niciodată să tindă mai mult decât poate duce.
Da, avem o problemă, asta am tot spus-o încă de la venire și după aia în conferințe de presă sau de câte ori am avut ocazia, am avut o problemă din punct de vedere al organizatorii. Am avut o discuție și înainte de acest interviu cu dumneavoastră și v-am explicat anumite aspecte, lucruri care, bineînțeles că se pot îmbunătăți și trebuie să, de fapt toate trebuie să îmbunătățite pentru a ajunge un club profesionist, dar depinde foarte mulți factori. Unul și cel mai important este factorul noului stadion, adică construcției noului stadion. Se vor dărâma, atunci trebuie să ne împrăștiem prin tot orașul, cu academia, cu terenurile de antrenament, birourile. Sunt foarte multe lucruri și oarecum trebuie gestionate foarte bine. Sunt momente, vor fi momente grele, vom juca în deplasare, că fie la Mioveni sau la altă parte, dar cred că până la urmă vom reuși să rezolvăm problema, să jucăm la Mioveni, pentru că e mult mai aproape de Pitești. Da, avem o problemă din punct de vedere organizatorie și aici e zona mea, că noi am tot vorbit de echipă, e o zonă la care încă de la venirea mea la FCG am spus că nu vreau să mă ocup. Acum, având o lipsă în departamentul de sportiv, atunci bineînțeles că trebuie să mă implic. Vreau, nu vreau, trebuie să mă implic, dar clar că trebuie să mă implic mult mai mult în ceea ce privește organizarea clubului, pentru că ideea mea de bază este că trebuie să avem un fundament profesionist, un fundament bine ancorat așa în realitate și în zona asta a performanței. Am pe final întrebări, dacă îmi permiteți, despre dumneavoastră și despre starea dumneavoastră, cariera dumneavoastră. Ați fost la mai multe cluburi. Asta cum? Poate să fie și bine și rău. Poate să fie și bine și rău. Eu văd partea bună. În sensul că ați acumulat experiență, ați văzut tot felul de echipe, de mentalități și mai departe. Cum vă simțiți la FC Argeș și dacă aveți de gând să continuați pe termen lung sau nu? Da, niciodată să nu spui niciodată. Nu știi ce îți rezervă viitorul, dar mă simt foarte bine. Adică cred că aveam o zonă de confort. Am avut un an și două luni în care n-am activat la niciun club și am avut o zonă de confort. Mă simțeam chiar foarte bine, m-am liniștit și asta m-a ajutat foarte mult să iau o decizie din punctul ăsta de a accepta oferta celor de la FC Argeș. Colaborez foarte bine cu conducerea clubului. Sunt foarte încântat că e un Pitești, un oraș care nu-l cunoșteam foarte bine. Îl știam, am fost de multe ori în Pitești, dar nu luasem contact așa cu... Și v-ați adaptat? Da, destul de ușor, destul de rapid. Dormiți acasă, ca să zic așa? Da, adică da, mai da, mult da, acasă? Da, îmi place și de multe ori vreau să dorm acasă. Da. Adică la Pitești chiar mult mai ușor. Nu mă așteptam să fie procesul ăsta de adaptabilitate atât de rapid, dar... Mă simt foarte bine aici și îmi place pentru că e un oraș care trăiește pentru fotbal, un oraș care trăiește pentru sport. L-am cunoscut pe domnul primar Cristian Geta, care e un om care la fel trăiește pentru sport. Am fost foarte încântat de toată baza asta sportivă. Asta a și contat, ca paranteză, în alegerea mea, construcția unui nou stadion. Și nu e vorba numai de un stadion. Cel puțin ca proiect, e unul dintre cele mai frumoase stadioane din România, cel care va fi construit la Pitești. E vorba de noua sală polivalentă, Pitești Arena, e vorba de bazin olimpic, da. Adică sunt lucruri extraordinare. Când le-am văzut, nu mi-a venit să cred, pentru că știu că în București se chinuie lumea de mulți ani să construiască o sală polivalentă și e adevărat acele probleme cu stadioanele care s-au construit în ani. L-am văzut foarte... foarte încrezător și foarte nerăbdător de a construi aceste baze și a construi echipe sportive puternice care să reprezinte Piteștiul și Argeș. Da, n-aș trece peste întrebare. Noastră, cum trăiți, cum spuneți-mi cum vă descurcați cu viața, dacă vă simțiți fericit, dacă sunteți în largul dumneavoastră aici. Mie îmi place foarte mult. Nu, cât vă odihniți, unde mâncați, ce faceți, dacă aveți prieteni. Dacă aveți prieteni în Pitești și mai departe. Am început să-mi fac prieteni. E clar că sunt un tip sociabil așa și îmi place să am cât mai multe cunoștințe. De păcate, mi-am dedicat foarte mult timp. De când am intrat în activitatea asta de conducător de club, mi-am dedicat-o foarte mult fotbalului.
Îmi place foarte mult ceea ce fac. Sunt între zona media, sunt colaborator la Digi Sport și de 12 ani și atunci îmi împart timpul, adică timpul liber înseamnă Digi Sport, profesional înseamnă FC Argeș. Și mi-e foarte greu, am foarte puțin timp liber și îmi doresc să reușim, să performăm, sunt foarte exigent. Am acumulat acea experiență și cred că lucrurile se pot schimba. Anii și toată această experiență mi-a demonstrat că nu se poate schimba de azi pe mâine. Ai nevoie de foarte multă șansă, însă am găsit niște oameni care cărora le place nu numai această zonă, de a activa în această zonă, ci le place FC Argeș și iubesc FC Argeș. Și atunci când lucrez cu oameni pătimași, oameni care își doresc să performeze și ca echipa să câștige, și nu mă refer numai la echipa de fotbal, cum mă refer și la restul departamentelor, da, mai e de lucru, dar eu zic că trebuie să fim conștienți că FC Argeș e un club nou, deși pare vechi și deși este vechi ca istoric, dar este un gen de club de tip nou în care lucrurile încet încet se vor așeza. Avem nevoie de răbdare, trebuie să demonstrăm oamenilor, suporterilor că facem lucrurile chiar dacă și mai greșim, chiar dacă nu facem lucrurile până la capăt, le facem cu pasiune și cât de cât avem o motivație profesională acolo. Cât timp vă uitați la fotbal? Pe săptămână, nu știu, ca să zic așa. Păi urmăresc, încerc să urmăresc cât mai multe jocuri. E adevărat că în ultima vreme, fiind antrenat așa și la FC Argeș, și urmăresc mai puțin, poate mai mult campionatul mondial, dar mai puțin meciurile din campionatele străine. Mă uit în special la derbiuri, dar pentru că nu am timp. Uh-huh. Dar meciurile din campionatul românesc mă interesează și mă interesează din mai multe puncte de vedere. Fie că, în primul rând, că sunt la FC Argeș și conducător și vorba și de... Și pentru că aveți emisiunea de la Digi. Și după aia pentru că am emisiune. Câte ore de emisiune aveți pe săptămână? Am 5-6 ore de emisiune pe săptămână. Uh-huh. Și simțiți că ați acumulat o cultură fotbalistică solidă? Sunt mulți oameni în România care au o cultură fotbalistică? Cred că sunt mulți, că sunt foarte mulți pasionați. Mm-hmm. Și sunt și mulți profesioniști care, da, au o experiență în zona asta. Da, mă simt bine, dar clar că niciodată nu poți să spui că e de ajuns. Cred că cu fiecare zi care trece, fiecare săptămână, înveți câte ceva. Și înveți câte ceva nou, te lovești de anumite lucruri și toate le înveți în timp. Adică nu cred că sunt perfect. Nu, departe de mine lucrul ăsta. Mai am foarte mult de acumulat. Mi-aș dori uneori să-mi dedic mult mai mult timp problemelor de servici, dar v-am spus, sunt un pic încurcat între cele două joburi. Înțeleg. Ultima întrebare. Începe campionatul. Bine că nu m-ați întrebat de viața personală, că nu prea am. Păi oarecum v-am întrebat, dar fără să intru în amănunte. Începe campionatul. Să primim cu optimism? Sincer vă întreb. Vă e teamă? Nu vă e teamă? Întotdeauna mi-e teamă. Adică nu cred că aș fi realist dacă n-aș lua și partea negativă. Adică să pregătești un plan de backup în condițiile în care ceva nu iese și că să poți să intervii. Vă dați seama că îmi doresc din tot sufletul. Pentru FC Argeș, pentru mine profesional, pentru stafful tehnic, pentru jucători, pentru toți cei care investesc, nu numai financiar, ci și sentimente la FC Argeș, îmi doresc ca lucrurile să meargă cât mai bine. Întotdeauna când lucrurile merg bine în viață și la job sau în viața personală, ai un alt spirit, adică ești mult mai pozitiv. Când ești pozitiv, atragi mult mai multe lucruri. Bine, le aduce bine. Exact. Întotdeauna. Adică sunt lucruri care țin unul de celălalt. E tot ce-mi doresc, adică până la urmă e și o recunoaștere a sacrificiilor pe care le-am făcut. Adică atât în viața personală, pentru că am renunțat la foarte multe momente să fiu alături de cei dragi, pentru că vreau să fiu alături
de echipă, de jucători, de club, de oameni din club, de anumite evenimente care au fost, fie că era vorba de jocuri, cantonamente sau tot felul de acțiuni. Sunt multe sacrificii și atunci măcar ai satisfacția acelor rezultate. Cred și sper, cred că e un colectiv tânăr, un colectiv care își dorește foarte mult, repet, și sper să fie bine. Nu pot decât să urez ca toată lumea să fie sănătoasă și să facă față tuturor problemelor pe care le vor întâlni în această parte a doua a campionatului, dar peste toate îmi doresc să dea Dumnezeu să avem șansă să obținem cât putem de mai multe puncte. Așa să fie, să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult, ați fost echilibrat, sincer, onest și cred că ați spus lucruri interesante pentru suporteri. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc și este o onoare că a fost alături de noi.